Ministrul rus al apărării susține într-o postare pe Telegram că peste 600 dragilor de soldați ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu rachetă îndreptat asupra barăcilor în care aceștia erau staționați în orașul Kramators din estul Ucrainei, însă informații se negată de armata ucraineană. Autoritățile ucrainene neagă afirmațiile rușilor pe care le cataloguează drept un exercițiu de imaginație. Este doar o altă mostră de propagandă rusească, a declarat Serhii Cerevati, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene pentru BBC, Sâmbătă jurnaliștii AFP care se aflau în orașul cramator scunde rușii susțin că ar fi ucis cei 600 de soldați ucraini printr-un atac cu rachetă, au raportat cel puțin patru explozii înainte de miezul nopții. Potrivit oficialor ucrainini, în bombardamentele rusești care au avut loc în ciuda armistițului declarat de Putin cu ocazia Crăciunului perit vechi, a murit cel puțin o persoană în regiunea Harkov. Oricum, ca să vă arăt puțin și știrea inițială, suna cam așa, potrivit comunicatului, lovitura a fost răspunsul Rusiei la atacul ucrainian din Machivka de anul nou, care ar fi pucis 89 de soldați ruși, potrivit datelor avansate de Kremlin, deși ucrainii spun că ar fi fost de fapt 400 de victime. În ultimele 24 de ore, mijloacele de recunoaștere rusești au descoperit și confirmat prin diferite canale independente desfășurarea temporară a trupelor forțelor armate ucrainene în orașul Kramatorsk. Erau peste 700 de cadre militare ucrainene în baracă 28 și peste 600 în baracă 47 ca urmare a unui atac cu racheta asupra acestor spații temporare de cazare, peste 600 de soldați ucraineni au fost uciși, se rată în comunicatul ministerului. După cum spuneam, autoritățile ucrainene nu au confirmat încă atacul. În alte știri, Ucraina a primit echivalentul a peste 32 de miliarde de dolari ca ajutor și împrumuturi din străinătate pe parcursul anului trecut după invazia rusă de la finele lui februarie, informează cei de la Ager Press, Potrivit băncii centrale din Ucraina, circa 40% din această sumă a venit din Statele Unite ale Americii, aproape 25% provin din Uniunea Europeană, iar circa 8% de la Fondul Monetar Internațional. Germania a contribuit pe cont propriu cu 1,6 miliarde de dolari, conform comunicatului. Ajutorul total echivalează cu aproximativ 16% din producția economică a Ucrainei dinainte de Război. Totuși, produsul intern brut ucrainean a scăzut cu peste 30% din 2022 din cauza războiului, potrivit estimărilor Ministerului Economiei de la Kiev. Rusia a ocupat circa 18% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimea de la Marea Neagră, care a fost anexată în 2014. Vladimir Zelenski a transmis vineri seară un mesaj video cu ocazia Crăciunului Ortodox pe stil vechi. Împreună suntem cu toții o mare familie ucraineană, le-a spus președintele ucrainean cetățenilor țării sale lăudându-se și de fapt lăudându-le curajul statornicia, respectul și ajutorul reciproc. La peste 300 de zile de la începutul invaziei rusești, familia ucrainiană este mai unită ca oricând în curajul său statornicia sa de respect reciproc și ajutor reciproc, a spus liderul de la Kiev. Ne protejăm țara, cultura, tradițiile, credința. Vă doresc tuturor Crăciun fericit! Aveți grijă de voi, de familie voastră, de Ucraina noastră, adăuga Zelenski. Mai multe biserici ortodoxe, printre care Biserica Ortodoxă, Ortodoxa Ucrainiană și Biserica Ortodoxă Rusă celebrează în mod tradițional Crăciunul în data de 7 ianuarie, conform vechiului calendar Iulian. Noul discurs halucinant din partea lui Victor Olban, premierul Ungariei, el spune că statele europene sunt deja în război până la brâu și speră că nu vor intra până la gât. E un discurs în care ultimul aliat al lui Putin în Europa prea retorica Moscovei fără rezerve o mare parte din Europa este deja implicată în acest război. S-au lăsat atrași în război. Cei care transportă arme sunt parte din război, cel puțin până la Glezne. Cei care antrenează soldații uneia dintre părți sunt băgați în asta până la genunchi aceia care nu doar antrenează soldați, dar oferă ajutor operațional. Cei care antrenează trupe sunt legați de acest război. Dacă pentru un an întreg una dintre tabere este finanțată, nu doar cheltuielile militare, dar și cele guvernamentale, așa cum face Uniunea Europeană cu 18 miliarde de euro. Asta înseamnă că ești în război până la brâu. Sper din suflet că Europa să nu se bage în treaba asta până la gât. Ungaria a reușit să stea deoparte complet de toate astea și am reușit să facem asta în ciuda presiunii internaționale. Punctul nostru de vedere este că un armistițiu trebuie semnat imediat, trebuie să avem de îndată negocieri de pace și trebuie să găsim pacea. Guvernul rus intenționa să colecteze sume mai mari de bani de la unii producători de materii prime, precum și de la companiile de stat, iar în paralel să reducă cheltuielile care nu au legătură cu apărarea în contextul în care cresc costurile cu invadarea Ucrainei. Printre propuneri se află dividende mai mari de la companii de stat și plăți unice de la producătorii de îngrășăminte și cei de cărbune, conform unor instrucțiuni emise la mijlocul lunii decembrie de către premierul Mihail Mișustin, potrivit sursei citate. Măsurile guvernamentale de la Moscova fac parte dintr-un efort mai larg de mobilizare a venitilor. În plus, executivul a alocat cheltuieli suplimentare în valoare de 175 de miliarde de ruble, adică 2,4 miliarde de dolari pentru a strămuta 100.000 de, de, persoane din Herson în Rusia, ceea ce ar reprezenta o recunoaștere tacită a Kremlinului că există speranțe mici privind recucerirea celor părți din Ucraina pe care forțele rusești le-au abandonat în toamna anului trecut. Bugetul Rusiei este supus la presiuni din ce în ce mai mari în condițiile în care invazia Ucrainei a intrat în al doilea an, iar economia rusă se contractă ca urmare a sancțiunilor extinse impuse de Statele Unite la Americii și în Europeană. Dividendele și taxele excepționale plătite de gigantul energetic Gazprom, PGSC, au permis Rusiei să înregistreze un excedent bugetar la finele anului trecut, însă cheltuiele mari din luna decembrie este posibil să fie adus bugetul statului rus pe deficit. Sursele citate de Bloomberg susțin că o parte dintre fondurile suplimentare sunt necesare pentru a acoperi costurile care au legătură cu războiul. Sursele adaugă că nu a fost, fost luată încă o decizie cu privire la mărimea dividendelor sau a plăților unice, pentru că acestea vor depinde de situația bugetară pe ansamblul anului 2022. Cu toate acestea, acolo unde este posibil, autoritățile ruse vor încerca să stabilească un nivel al dividendelor de peste. 50% din profitul net al companiilor de stat, au dezvăluit sursele consultate de Bloomberg. În încercarea de a echilibra situația bugetară, primirul Mihail Mișustin a ordonat optimizare a cheltuielor care nu au legătură cu apărarea și securitatea care ar trebui să genereze economii de cel puțin 150 de miliarde de ruble. În condițiile în care Rusia se pregătește pentru mai mulți ani de deficite bugetare și de imposibilitatea de a accesa piețele internaționale de obligațiuni, guvernul de la Moscova este presat să se asigure că are acces la finanțare în timp ce veniturile din energie se reduc. Dacă anul trecut Ministerul Rus de Finanțe prognoza un deficit bugetar de 0,9% din PIB, acum se așteaptă la un deficit de 2% din PIB atât pentru 2022 cât și pentru 2023 potrivit Bloomberg citate de Ager Press. În total, cheltuielile pe anul trecut au ajuns probabil la aproximativ 30 de, mii de miliarde de ruble, a la finele lunii decembrie ministrul Finanțelor Anton Siluanov, cu aproximativ 27% peste ceea ce era prevăzut inițial. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Nu uitați să vă abonați și nu uitați să-mi răspund și la următoarea întrebare. Cum crezi că o să iasă Rusia din acest dezastru economic pentru... Evident, dezastru economic pentru Rusia, dar și pentru Occident. Ne auzim cu noi materiale și vă doresc multă sănătate.